dacă vă reamintesc. Proiectul numărul 1, punct de proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 26.06.2017 pentru modificarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 22.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor aleși în scrutinul din 5.06.2016, actualizarea componenței Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor locali aleși la data de 5 iunie 2016. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Adelian Costel. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Moise Dorel. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării strategiei de dezvoltare locală a comunei Bârzănești sub Bacău pe 2020-2027. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de investiții baza DALI în vederea accesării de finanțare prin Comisia Națională de Investiții pentru realizarea investiției modernizare prin asfaltarea drumului comunal de C154 cu o lungime de 3.991 de metri în comuna Bârzănești sub Bacău. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între comuna Bârzănești de sub Bacău și Asociația Sportivă Voința Brătești, comuna Bârzănești de sub Bacău. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli din Bârzănești pentru anul 2020. Punctul numărul 8, diverse, articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc. Supunem la vot și ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, trebuie să supuneți la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Asta facem. Păi nu, dar prima oară am aprobat ordinea de zi și acum supun... Cronologic vin invers. Ah, da. Din cauza mea. Din cauza mea, așa. Pun la vot, de fapt, discuții la procesul verbal de ședința de data de 28.08.2020. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm cuvântul domnului Gemar să citească primul proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 26.06.2017 pentru modificarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 22.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor aleși în scrutinul din 5.06.2016, actualizarea componenței Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor locali aleși pe 5 iunie 2016. Primarul Comunei Bârzănești propune articolul 1. Se modifică articolul 1 al hotărârii Consiliului Local Bârzănești numărul 31 din 26.06.2017 pentru modificarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 26.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor aleși în scrutinul din 5.06.2016, care va avea următorul cuprins. Comisia de Validare a mandatelor consilierilor aleși în data de 5 iunie 2016 este alcătuită din 3 membri. Articolul 2. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local Bârzănești numărul 31 din 26.06.2017 rămân neschimbate. Articolul 3. Prin grijă secretarul comunii, prezenta hotărârii se va comunica în instituție prefectului sub acolo primarul comunii Bârzănești și va fi publicată prin afișare la Consiliul Local Bârzănești. Parcurs materialele însoțitoare. Deci... Trebuie propus un membru în locul domnului Sanchi Georgescu. Ca să fim compleți, în comisie, să fiți compleți în comisia de adunare și să puteți validare toate mandatele supreanțelor de locuri de partide în locul celor care au menționat. Așadar, vă rog frumos să faceți propunere pentru completarea comisiei de validare. Păi domnul Ienache, eu și mai trebuie unul, nu? Exact. Da. Așa. Cine face propunere? Avem două grupuri politice, PSD, PNL, să facă propunere. Din cele două grupuri.
Nu este bun. Consiliu. Unul s-a vrut pasul fiindu. Dacă vreau să vă propun, îmi propun. Propun pe Stanhaia. Doamna Consiliu Stanhaia. Supuneți la 8. Mai se propune? Nu. Cine este pentru? Potrivim astfel. Consiliul Local al Comunei Bistănești propune, articolul 1, se validează mandatul de consilier local al domnului Adrian Costel, care figurează la poziția numărul 6 pe lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local Bistănești la alegerile locale din 5-6-2016 al Partidului ALDE, Alianța Democrată. Domnul consilier Adrian Costel va face parte din Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Aliment în locul vacant creat în demisia domnului Planaru Gheorghe. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 3 zile de adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședințe. Articolul 3. Prezent, prin grijă secretarul comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului Județul Bacău, Alianței Liberalilor și Democraților, filiala județeană Bacău, organizații teritoriale ALDE Bârsănești, Județul Bacău, primarul comunei Bârsănești, și persoane nominalizate la articolul 1 și va fi publicată prin afișare la Consiliul Local Bârsănești. Mulțumesc! Raportul Comisiei de Validare este cel pe care l-a primit. S-a completat în locul punctelor lăsate. Doamna secretară, luăm act de... Exact. Deci ați cercetat și ați văzut că alegerea listă a consilierilor este... Așa cum am luat act de denunție a celorlalți consilieri, vom lua pentru validarea consilierilor locali din nou aleși. Exact. Așadar. Așa, mai am întrebat. Deci dacă... Hai să spunem la vot asoatat și să spunem la vot validarea domnului consilier, dar de aia o să... Cine este pentru? Toată lumea, da? Bun. Și la punctul 3 a fost așa. Stai. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Moise Dorel. Consiliul Local al Comunei Bârsănești și Bacău hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier al domnului Moise Dorel, care figurează la poziția 12 pe lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Bârsănești la alegerile locale din 5-6-2016. Așa. Domnul consilier Moise Dorel va face parte din Comisia pentru Administrația Publică Locală. La instituția de contencios administrativ în termen de 3 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Articolul 3. Prin grijă secretarul comunii, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului Județul Bacău, Partidului Social Democrat, filiala Județul Bacău, organizației teritoriale PSD Bârsănești, Județul Bacău, primarul comunei Bârsănești și persoane nominalizate la articolul 1 și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local. Deci, puneți la vot, da? Da. Cine este pentru? Împotriva? Dați citire și la vântului, domnul vostru. Să
Ilea Neapea pentru binele locuitorii Comunii Bârsănești, așa se numește binele. Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi punctul 4 în ordine de zi. Vă citesc și referatul de aprobare pentru strategia de dezvoltare sau dăm domnul Ionu? Pentru că nu am citit materialul. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bârsănești de Sâmbătă în perioada 2021-2027. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bârsănești de Sâmbătău pentru perioada 2021-2027. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către Autoritatea Executivă a Comunei Bârsănești de Sâmbătău. Articolul 3. Prezenta va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, prefectul de Sâmbătău și instituțiilor persoanelor interesate prin publicarea ei pe site-ul Comunei Bârsănești de Sâmbătău. Mulțumesc! Discuții? Domnul Petru, faci ceva? Domnul Petru. Da. Probabil că cere în vreo lege pentru chestia asta fi bine până în 2027. Adică dacă va veni domn primar până în 2027, e obligat să respecte ce votăm noi azi. Păi strategie trebuie intrat deci primar bine. Nu cred. El are altă viziune. Păi da, dar nu mai conține strategie. Se apropă elaborarea strategiei. Anual. O face să fie făcut. Nu e anual. O face să fie făcut. Deci a fost 2014-2020. Deci nu se poate face acum 2027. Stică 3 zile. Aprobăm elaborarea viitoarei strategii. Strategiei de perioada 2021-2020. Și dacă cedează raportul, vedeți că în raport acolo spune destul de clar. La ea se poate face de urgență, se poate scoate la anumite chestii. Deci oricine, dacă alt primar, dacă ar veni, la aceeași strategie, el poate să adauge alte proiecte sau știu eu ce are. Și dacă se planifică proiectele respective. Deci asta nu e ceva făcut în mâine. Gata, dacă am făcut-o eu, l-am făcut-o primarul respectiv, următorul primar nu poate urla la ea. Asta în fiecare an sau chiar și de două ori, pe an, de trei ori, pe an, de câte ori apare, se poate explica. E o presupunere pentru viitor, practic. Da. Dacă o ceri cineva. Nu, nu. O ceri dacă cineva. Dar știi, dar eu nici nu vreau de probă dacă nu avem strategia. Deci, orice proiect care se duce către finanțare, înaintea lui trebuie să apară strategia. Dacă este prinsă strategie sau nu. Dacă nu este prins, da. Alte discuții? Supunem la rog. Cine este pentru? Împotrivă? Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi punctul 5 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de investiții faza tare în vederea accesării de finanțare prin Comisia Națională de Investiții pentru realizarea investiții modernizare prin asfaltare drumul comunal să nu știu Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții faza tare în vederea accesării de finanțare prin Compania Națională de Investiții pentru realizarea investiției modernizare prin asfaltare de drumul comunal Bârsănești de Sâmbătău. Articolul 2. Sumele necesare întocmit documentație va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2020. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi adusă de către Autoritatea Executivă a Comunei și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție prefectului de Sâmbătău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Da. Dacă vreți să citire la propriul de lege specialitate, sau dacă pot să spun cu cuvintele mele. Te scurt, domnul Vicea. Da, la Comisia 6-a 2020 am depus o solicitare la Compania Națională de Investiții pentru drumul de la Sorții de Finanțare, pentru drumul DC-154, care face legătura între DC-116 și satul Albu. Am primit răspuns că ne-a trecut în lista. Ei fac o listă care ar lucrări, de fapt, cu proiecte care ar crede ei că ar putea să capete finanțare.
putut să vină din țară. Și ni s-a cerut să facem, pentru a fi aprobat, un studiu cu cerere de autorizație pe drumul respectiv. Documentații de avizare și investiții. Da, să spunem. Faza tare. Deci, și vreau să mai spun la acesta că noi în prima dată când am băgat, pe plata să o facem din excedent. În urmă, nu știu dacă ați văzut în următorul ordinea de zi că ne s-au dat niște bani și am făcut să facem verificare. O miliardă și ceva. Da, nu o să ne plătim din excedent, o să plătim din banii care ne s-au dat pentru investiții. Da. Și poate de Dumnezeu. Ar trebui cu siguranță să se poată realiza și proiectul ăsta, cât de mult îl așteptăm. Numai că acum nu știm, cum să zic eu, care este traseul care, că a spus DC-154. DC-154, mă uit drept la harta acolo, urmând, cât cuprinde? Cuprinde partea de sus a satului Arde sau prinde și partea aia de sau până în DC-154? DC-154, este între DC-164A. Până da. De ce 154 ani, deci dacă până la intersecția, până la intersecția de la școală. Da, din cauza că ne reușim să, încă nu am primit niciun verdict de la... Nu avem în administrare drumul din sat, sau din teatru, sau din teatru, atât putem prinde. Iar e vorba de vreo 3.991 de metri. Avem 4 km? 4 km. Avem 4 km? Da. Da, în fine, n-am omul ăsta, da. Da. Ar fi bine să realizeze proiectul ăsta. Da. Noi trebuie să facem faza DAVI, să duce pe cu cine mai cere, să le depunem și să așteptăm de bine. Poate, eu știu dacă dată ce le-a trecut în lista mea, poate aveam și mă rog să o trebuie în asta. Da, de asta zic, acolo bun, am înțeles, că știți că s-a discutat o poveste lungă și veche aici în Consiliul Local cu drumul din interiorul satului. Da. Din cât îi înțeleg și din cât îi cunosc și eu, DC-154 până în intersecția cu DC-154, da, nu sunt probleme, acolo nu avem, suntem administratori de drum. Da, da. Păi, trebuiau și astea mai de mult un pic demarate studiile astea DALI. Nu-i târziu să zicem nici acum. Păi, da, stați așa un pic. Deci, în 26-a am primit noi informare că trebuie să iei tot studiile. Deci, noi am depus... Pe de asta avem un termen limită. Da, nu știu dacă este limită, dar acum mai bine cu atâta... De asta, trebuie demarat până. Acum de asta, deci nu ne... Nu ne preconăm ideea acum că campaniile că au ceva. Anului, cel puțin măcar să se pună la sfârșitul anului, să vadă într-adevăr că s-a avansat studiile în direcția asta. Noi când am primit listarea la trecută la președință, informația de președință, am primit și n-am consumă aici. Am lăsat un lucru asta. Am înțeles. Da. Da. Păi atât am avut de spus. Mulțumesc. Da. Alte discuții? Spune-mi la vot. Cine este pentru? Potriva abținere? Dăm votul, domnul primar, să citesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Bistănești Bacău și Asociația Sportivă Voința Brătești. Primarul Comunei Bistănești propune articolul se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Bistănești Bacău și Asociația Sportivă Voința Brătești în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Bistănești, satul Brătești, Județul Bacău. Articolul 2 se aprobă contractul de asociere între Comuna Bistănești, Județul Bacău și Asociația Sportivă Bistănești, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3 se aprobă alocarea sumei de 5.000 de lei către echipa de fotbal al clubului Asociația Sportivă Voința Brătești, conform legii numărul 69 din 2000, privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4 se împuternicește primarul Comunei Bistănești Bacău să semneze contractul de asociere anexă în prezenta hotărâre. Articolul 5, secretarul Comunei va comunica prezidentului de Asociația Sportivă Voința Brătești, primarul Comunei Bistănești, prefectul Județului Bacău și va duce la conștiință publică prin angajare conform prevederilor legale. Mulțumesc! Discuții? Ei nu putea spune acum, asta e metă electoral cu față, eu nu sunt Dumnezeu. Deci putea să fac cu oameni, sau cu doi ani, când au trebuit. Dar cum din țara să nu rompe? Nu, nu am făcut pentru campanie electorală, vă spun sincer.
sincer. Deci eu am o ființă. Deci asociația sportivă Sever Brăt, ești lui cu actele vechi că jucam eu. Deci nu s-a făcut pentru campania electorală. Deci băieți, orice ar fi până acum, orice ar fi băieți, vreo 50 de ani. Putea să le dea și la ședința următoare. Nu, acum este aici. Dar cum dacă nu? Dar e acolo, ce sau bărbări? El zice că e pentru campanie electorală, da? Nu. Deci echipa s-a înființat, o contribuie băieți. O mai găsesc ăsta. O contribuie cu banii lor. Deci înființare, viz, legitimație, tot. Deci nu e pentru campanie electorală. Deci asociația s-a făcut pe actele vechi, care că nu jucam noi, toate două găsă la bază JP Bacău, așa, nu e pentru campanie electorală, domnul Costică. Cum ai aprobat pentru 5 miliarde pentru stadionul la Caracou, aici nu poți să aprob? Dar nu e obligat, nu e să aprob. Nu e obligat. Am aprobat bani pentru sport, na. Domnul Colegi. Da. Hai să. Am înțeles, da. Mai volea și-mi dai scaunul ăla în cap, primul. Și ți-am băleat de acasă. Dar nu mă luați. Am la părere și la opinie și eu am făcut referiri la numele său. Eu vorbesc în numele din pregătire. Haideți, în particular, discutăm afară. Nu mai ne-ați no. Deci, domnul Miran, luați cuvântul că aveați de spus ceva. Nu, dar deci atât am vrut să spun, vreau să completez și eu și m-am amestecat în discuții, în cel mic discuzii. Domnul Petru, a fost o coincidență de eveniment, ca să pot să spun așa. Abia acum s-au înființat, s-au decis și cei de la Brătești să înființeze echipa. Și, practic, acum au promovat actele. Deci, da, poate fi asociată și cu o miză electorală, dar, efectiv, au eu o coincidență de data asta, vă spun 100%. O coincidență de timp și ca să... Păi nu, am zis că ar putea fi. Deci, se poate interpreta și ca o miză electorală. Poate fi interpretată, da, zicem așa, de cei care sunt mai cărcotași. Dar nu. Deci, acum... V-am spus, sincer, este o coincidență de eveniment sau de timp, nu a avut de a face nici una, nici cu, deci nici cu campanie, nici cu altele. Acum au înființat și ei și au formulat și ei documentele și asta e toată situația. Nu a fost nimic de campanie. Mulțumim că s-a găsit totuși o sumă de bani, așa cum am citit și din materiale care mi s-au înaintat. S-a luat de la ASE Bârsănești 5.000 de lei și datorită faptului că nu au putut juca, a fost perioada asta pandemică și s-a dat către echipa din Brătești. Asta este îmbucurător. Atât am avut de spus. Și dacă reține bine, cred că chiar și s-a trecut. Domnul Burnic a făcut solicitarea, nu? Da, s-a trecut solicitare care se zice. Tocmai. Da. Da, alte discuții? Spune la vot. Cine este pentru? Potrivit celor noastre menționate, trebuie rectificat bugetul de venituri și cheltuielile Comunei Bârsănești, conform anexata 7. Sumele primite, respectiv 257.500 de lei, vor fi utilizate astfel. Pe secțiunea funcționare, 65.500, pe secțiunea dezvoltare, 192.000 de lei.
și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bistănești pentru anul 2020. Primarul Comunei Bistănești propune articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bistănești pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Prevederile prezente hotărâri vor fi adusate de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Bacău, Administrației Județene Finanțelor Publice Bacău, Trezoreriei Onești, Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc! Discuții? Cine este pentru? Poate că altfel. Un pop de mers. De unde încerc? Ne-a costit. Hai să luăm tot din partea asta. Nu, leile. Domnul... Adică rugămintea care este să faci un grafic săptămânal. Să trimiteți apă pentru locuitorii din satul Albrechii Greu de apă. Da. Nu, așa știți că ce se întâmplă? Apa este din Tazlău. Din Tazlău. Oamenii n-au apă pentru animale. Da. Când s-a creat că s-a lăsat, este foarte greu. O să facem pe o zi în Albrechii, o zi în Brătești. Nu, este o zi, dar să fie pentru Albrechii. Deci dacă ei se aducă două cisterne, trei cisterne. Oamenii anunțați din timpul zi două să-și pregătească vasă, ce iau, cată, butoie și ce este, să-și pună acolo, să aibă. Da. Pentru zi două să aibă acolo. Da, da, da. Asta, bizar, poate. Pedească Dumnezeu din încerc. Da. Da. Noi o să stabilim graficul da, și... Da, da, da. De două ori pe săptămână. Da, și trebuie avut în vedere ca pe viitor să captăm și izboare făcut, cum e și la Brătești, un bazin mai mare, să putem să... Păi de-aia n-ați văzut dacă vă l-ați las la apă, nu se lucrează. Da, dar... Da. Vă luați pe unele zelor de citoare. Da, da. Da. E perioadă de izbor, că v-ați zis până la urmă, am văzut la sumă, pe care m-am avut. Dar și izbor e greu. Da. Da, tot acolo, în zona aia, sus, acolo, deci din asta tot așa. De fapt, se poate să vină prin cădere. Da, 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 am luat legătură, adică am abordat doamna învățătoare de la Albele și am înțeles că sunt mici stricăciuni pe la peretele alea, mici găuri și am zis dacă se poate repara un pic cu un sac de adeziv și căleată de va. Am vorbit cu doamna directoare, are un om acum le are toate cu bietuit, cu să pună polistiren, să chituiască, să facă tot ce trebuie. Nu, acolo ea e, știți că e izolată și s-a găurit până și dacă nu o repare... Da. Și un pic o scă scările și cu aleea din față, pe care le-a găsit. Da, eu sunt de-a tras de doamna trecoare și ce se întâmplă. Noi pentru întreținere ei cugere. Noi numai pe investiții dacă putem face lucrări. Și dacă nu îl fac, pe după aia de-a dat administratorul ăsta care i-a făcut, e meseritabil, dar ce față de post. Da. 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 Uite, parcursul ăsta. Să faci ouă, iar nu. Aici ai ce-am zis, zic. Problema este cu lumina. În partea de sus, e foarte, foarte clar. Da, asta e o mare problemă. Am avut de pus, eu mai o să încerc și pe ultima sută de mine. Și totul nostru, curios că nu toate parte. Sunt o serie de mine, sunt o serie de mine. Da. O să... Ce sunt băștere la eu? Care se ajută aici? Nu avem la cu oameni acolo, tot așa, să se vinzi măsoarea fiecare și după aceea să... Nu, știi ce se întâmplă acolo? Eu am observat, nu numai acolo, majoritatea la locuri. În momentul în care fac o fază, sunt electricieni ăștia de, cum se cheamă, de o zi,
care se urcă imediat și se mută. Și automat faza care a rămas s-a aglomerat, dar la altă era în limite. Și aici e toată treaba. Da. Dar când s-a mai făcut odată repartarea. Da, o să încercăm să... Dincolo de aceasta, dacă permite să iau și-o cuvântul, nu este o problemă neapărat că, na, fiecare om dorește să aibă și că plătim fiecare, ca la finalul consumator să fie 220 de volți, da? Așa plătim toți, sau cel puțin așa ne se emit factorul. Pentru că ăștia nu asigură, deci, mentenanță, sau cei care distribuie energia electrică, nu ne asigură lucrul ăsta, fiecare, evident că fiecare om încearcă să-și găsească o sursă ca să aibă curent, nu? Da. Avem foarte multe electrocasnice, sunt foarte multe aparaturi de calcul la fiecare gospodărie sau la fiecare casă, ca să spun așa. Vă dați seama, fiecare dorește să avem o tensiune cât mai bună. Problema este alta. Tot am auzit discuții că s-ar fi făcut ceva liste să se contacteze furnizorul sau, mă rog, distribuitor de la Târgu Mureș, că ei sunt pe zona noastră, în genere, ei au și distribuția și mentenanța, adică ne-am înțeles. Mai puțin cei care factorează sunt din anări, s-a liberalizat piața și sunt și alte societăți. Ar trebui sensibilizați acești responsabili de la Târgu Mureș să vină să facă ceva pentru toate satele. Probleme sunt și în Brătești. Cred că, uite cum spune domnul și la Caraclou, probabil și în Bârzănești și în altele. Cred că peste tot sunt probleme cu tensiunea. Evident, v-am zis, fiecare om încearcă să-și găsească o sursă cât mai bună de curent. Da. Că și eu, dacă aș face, să știți că și eu m-aș lega, fără niciun problemă. Dacă și eu plătesc și îmi vine, n-am văzut factură să-mi scadă mie acolo, că am tensiunea mai mică, nu-mi scade factura. Problema nu e asta, nu lasă. Da, eu nu văd ce bine asta responsabilitate. Știți, am observat o chestie. De exemplu, dacă eu știu un eveniment, un cetățean nu are curent în comun. Da. Dacă sun eu, s-ar putea să nu vină. Am văzut că pun accent de asta să ne ia domnul primar, să zic dacă s-ar putea face și niște tabele. Că o să vedeți că ei fac da, ei pe noi ne duc și simplu, nu știu dacă, ne bagă ei ceva înseamnă, dar având contractul direct cu cetățean, automat, clauzele contractuale le are direct cu cetățean. Ei, da. Și de asta am observat, totuși, eu după mine zic, dacă ați putea care sunteți măcar 3, 4, 5 semnături acolo odată, ca la anexa, la anexa care trimitem noi, să le trimitem și... Eu am mai făcut, eu am mai dat. Cum? Nu putea să verifice stâlpii, nu se vadă care se... Dar ce se întâmplă? El, total, putea să verifice, dar nu are capul. Când apare reclamații, de atunci, dacă vine, dacă vine. Dar eu știu, dar acolo, deci mă rezolv ideea acolo. Încercați și... Noi să facem și o adresă, încercați să facem și un tabel și sunați și la numărul ăla de intervenție. Că noi trimitem și noi adresă, dar am spus cel mai mult ea în considerare că vine direct la cetățean. Cetățeanul are contract cu ei. Și pe numărul de telefon direct la ei. Și pe numărul de telefon. Da. 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 Doamna. Da. Doamna Sandra. Domnul deci eu așa mai deci vreau să aduc în discuție următoarea chestie. La ședința trecută, domnul primar m-a rugat să toaletați vegetația de pe șanțuri, nu s-a făcut nimic, ce se mai cer acum? Da, 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 am fost, am adus renele de la Pălburii și da, zi de zi aproape au fost la Pălburii. Da, dă bruma, dă bruma și să nu mai ieși, ca să nu mai toate și să vă. De săptămâna noastră să ne-a ar trebui, v-am zis, este vegetația foarte înaltă pe punctul Găleal acolo din satul Brătești către Târgu Orna. Ar fi necesar, am spus, de fiecare dată. De ce este necesar? De ce este o activitate cotidiană dumneavoastră, domn primar? N-ar trebui să mai tot punem în discuție. Da. Atât am avut. Mulțumesc. Da. Declaram ședința încheiată. Da, domnul primar, nu le zici ceva la domnul consilier? Da, vreau. 2016-2020. Da, ca să fie ultima noastră ședință, după cum l-ați. Ultima păi stați, Consiliul se constituie în 60 zile de la data alegerilor.